Ce poți să ne spui despre cartea ta Sublimul Suplevrinței, pe care ai tipărit-o? În 2009. În 2009. Păi, despre cartea Sublimul Suplevrinței, pe care pot să spun că a fost o mare surpriză și pentru mine. La Mănăstirea Rohia am întâlnit-o domnișoară, Ioana Leșe, după cât am înțeles, după era de la Lăpuș. Am discutat am schimbat pe sub două, trei cuvinte. Mi-au spus că dacă am nevoie de ceva o să mă ajute, mă refer la medicamente, pentru că folosesc foarte multe medicamente. Și din această primă întâlnire s-a născut o bună prietenie, care tot dânsa, Ioana, după aceea a devenit prieten, mi-a spus: Ghiță, tu vorbești frumos despre Dumnezeu, tu mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate că te ai, cu toate că ești bolnav și ce starea care ești. Deci scriu carte că eu o să-ți ajut să o publici. Normal, nici nu băneam că ce pot să scriu. Dar mai mult de la îndemnurile ei, am început să scriu această carte pe care am intitulat-o Sublimul Suferinței. E o carte în care am pus o parte din viața mea, despre întâlnirea mea cu Dumnezeu, despre, pot să spun, despre căderea mea la început când am fost bolnav, după înălțarea spirituală, după aceea ce citit Sfânta Scriptură, și totuși pe această care nu am cuvinte, pot să spun, și nu găsesc cuvinte ca să-i mulțumesc lui Ioana pentru toate că te-a făcut pentru mine și pentru tot ajutorul ei, pentru că dacă nu era ea, dacă nu era acea întâlnire, multe bucurii și multe împliniri nu erau fără ajutorul ei. Cartea este o mică parte din povestea mea, din povestea vieții mele, cum am spus, este un îndemn pentru oamenii bolnavi să nu cedeze, să nu se dea învinși și să lase bătuți în fața bolii, pentru că boala e o încercare, boala e un prag pe care noi trebuie să-l trecem, pentru că, așa cum am spus, toate sunt trecătoare, dar noi, prin această suferință, prin această boală, putem să ne facem frumoși în suflet, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu decât mulți nici nu pot bănui lucrul acesta, chiar să-L cunoaștem și chiar să găsim adevărata fericire a sufletului în boalele noastre, în suferințele noastre, în cazurile noastre. Așa s-a născut cartea Sublimul Suferinței. Dintr-o mică întâmplare, dar sper că a fost și este de mult folos pentru cei care o citesc, pentru că este un leac tămăduitor, pot să spun, pentru suflete îndurerate și suflete care singure și care mulți mi-au spus că mai decât să trăiască sau decât să aibă o viață mai grea, ar prefera să se sinucidă la fel, din păcate, cum am să fac eu. Dar așa cum am făcut-o eu, cunoscându-L pe Dumnezeu, mi s-a schimbat toate. Și pe această cale mulțumesc lui Ioana pentru toate și pentru tot. Pe această cale aș vrea să mulțumesc în mod deosebit părintelui Berbecaru Sidor, care, pot să spun, a fost un părinte spiritual de când a început această boală, părintelui protopop de la Rozavlea, părintelui călugăr de la Mănăstirea Botezea Dionisie, cât și la tot cei lați prieteni, călugări și frați în Domnul care mă cunosc, preot de pe Valea Izei, care am schimbat cu dânsul câteva vorbe, am povestit și a fost mereu alături de mine. Mai ales mă mulțumesc prietenilor care sunt alături de mine, mă ajută și mă întăresc, pot să spun, din multe puncte de vedere, pentru că, așa cum am spus, eu sunt singur, mă descurc destul de greu, nu pot să mănânc cu mâna mea, mulți știu lucrul ăsta, stau culcat doar pe spate, dar cu toate astea mulțumesc lui Dumnezeu pentru că exist, pentru că văd, pot să vorbesc, ascult. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate darurile care mi le-a dăruit și mi le dorește zi de zi. Și pentru toți pot să zic că mă rog și le doresc sănătate, bucurie în suflet, pace și harul și dragostea lui Dumnezeu să fie peste toți. Ar mai dori ca toți cei care văd sau ascultă aceste vorbe să se gândească în primul rând că toate sunt trecătoare, toate trec, tot ce sub soare, frumusețe, bogăție trec, nemuritor doar sufletul nostru, care se va întoarce înapoi la Dumnezeu, așa cum Dumnezeu ne l-a dăruit. Ar fi foarte frumos și foarte moral dacă am avea mult mai
multă grijă de sufletul nostru, de frumusețea interioară, decât de cea din exterior. Și să nu uităm niciodată, pentru că Sfânta Scriptură spune, orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos și va da socoteală pentru fiecare vorbă și faptă care a făcut aici pe pământ. Să nu uităm că nu noi, îi spune Iisus Hristos, nu eu să vă judec, ci faptele și vorbele voastre vă face bun sau rău înaintea Tatălui. Harul și pacea lui Dumnezeu, bucuria învierii care se va apropia peste câteva săptămâni, să fie cu voi, cu toți, și să ne unim în dragoste și în iubire și să alungăm răutatea din noi, egoismul, pot să spun tot ce este rău să alungăm de la noi și să trăim în bună prietenie sufletească în Domnul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea sufletului, spre slava lui Dumnezeu și spre lucrurile frumoase, spirituale, care Iisus, Dumnezeu Tatăl, ne-a pregătit în împărăția Lui. Amin.